Începem foarte senini întâlnirea de astăzi eu, pentru că ieșim puțin din șabloane. <laughs> Ne-am uh, canalizat uh, în genere între cei doi piloni, realism și romantism, despre care Anatol Basarab ne-a tot vorbit în uh, această călătorie pe care am început-o pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România în urmă cu ceva timp. Iar astăzi, domnule Anatol Basarab, o să încerc să sparg un pic realismul, deși e până la urmă vorba despre un romantism realist. Aș vrea să insuflăm așa starea aceea de senin, de lumină, o stare pe care, de altfel, nu prea se îngrijesc cei din jur să o creeze. Inconștient mm -hmm. sau conștient, nu o să discutăm despre lucrurile astea astăzi. Da. Dar mă gândeam să vorbim despre elemente frumoase. Din viețile noastre, de exemplu. Mm -hmm. Sigur, la limita intimității, nu o să stăm acum să povestim. Uh... Adică cu măsură. Da, sigur că da. Așa. Da. <laughs> da. Pornind chiar de la culori, pornind de la muzică, pornind de la artă plastică, pornind de la literatură și continuând cu natura, cu ce ne împlinește, ce ne ajută, de fapt, să reechilibrăm balanța atunci când concentrarea atinge o cotă maximă pentru anumite teme ale vieții, și când conștient cumva înțelegi că trebuie să schimbi privirea. Să, să contrabalansezi ca să poți să rămâi exact cum spunea dumneavoastră pe acea sârmă în care da. trebuie să ne ținem echilibru între creier și inimă. Despre inimă, de ale sufletului să zic așa, să vorbim astăzi. Mm -hmm. Pentru că pur și simplu acum, de exemplu, văd cu ochii minții o poeniță cu fluturi că tot e sezonul vine căldura. Cu susurul acela de izvor care se aude undeva în spate Și cu foșnetul frunzelor de verde crud din pădure da, da. Și poate așa deja, fiind băieți păduri cu trei ramă Să și evadăm din acest moment mm. Și să încercăm să compunem cu frânturi Asta ar fi propunerea Să veniți noastră cu o frântură Eu să completez cu o frântură Și tot așa să vedem ce tablou ne iese la final Bun, E un exercițiu Fă Prima mutare, cu prima plântură. Am făcut-o deja, suntem în pădure. Asta, asta mi s-a părut că e doar o introducere, dar în pădure ce observi? De deci ce te legi? Lasă ce se fixează ochii Întâi tăi? de toate mă opresc pe liniște, desigur, deși este liniștea aceea a naturii, în Aha. care există uh, toate elementele de, de sunet naturale, tot uh -huh. ce cumva intră firesc în alcătuirea a, noastră. Uite, ai, vezi, e un subiect foarte interesant, T ai observat? Tu te duci în pădure. Și deodată nu-i liniște în pădure, că foșnetul copacilor, dar e un fel anume, e o muzică aproape, e o muzică așa a naturii. Frunzele nu foșnesc ca ele foșnesc tot în dependență de bătaia vântului, de construcția lor în feluri diferite, într-o pădure de braz, ai altfel sunetul aerului care circulă pe acolo într-o pădure, cu frunză lată, stejar și nu știu acolo, altfel foșnesc, chiar și când se lovesc unele de alte. Cu toate acestea, pădurea are sunetul ei, păsările cântă. Tot felul de insecte țuruiu pe acolo sunt foarte interesante, mai ales dimineața, până la o anumită oră. Mm. Că după aceea oră toate păsările încetează să mai scoată trilurile lor excepționale. Chiar unii produc și ultrasunite, adică e ceva așa vindicători. Și după care păsările termină deodată, la o oră anumită, termină toate treaba respectivă și își văd de treaba lor. La amează este o perioadă de timp când ele, așa, ca și cum a fi bat clopotele în lumea lor să dau de știre și după iară trec la treaba lor. Când se întâmplă chestia asta? E tot matematică, datorită unghiului la care soarele lovește sau razele solare vin pe pământ. Când au ajuns la 12 grade, s-au terminat cu cântăcelele respective, păsările le încetează și își văd de treaba lor. Nu le mai auzi, dar dimineața îi vezi cât de ușor le auzi, îi liniște așa și le cântă tot felul de... Te și uimești cum pot să scoată sunetele respective. Bun. Tu le auzi toate lucrurile astea te încântă, sunt așa cum trailul la trece prin tine a păsărici, copacii, bate vântul, dar nu-ți spun nimic, așa mm. Nu te învață nimic, nu-ți spun nimic. Și totuși îți spun. Și tu stai și le asculți. Uh, și tot ceea ce spun, deși în interiorul tău nu se formulează nici ca o frază, nici ca o idee oricare, cumva ele te golesc, ele te învață pe tine să stai, să nu faci nimic decât să asculți. Iar sunetele lor te duc pe tine dincolo de ceea ce auz, în ceva în trasic. Că de așa stai, aud niște trăiluri de păsări. Ok, dar felul în care o fac, ele sunetul, că te afecte, influențează în așa fel încât te mută pe tine treptat dincolo de ceea ce auzi. Și imediat te duci nici cu gândul, ci cu starea. Vezi? a fi în stare, te bagă într-o stare și ești în stare să înțelegi mai multe despre Dumnezeu, despre liniște, despre tine. ceea ce tine, despre ceea ce ar trebui să trăim noi în sufletul nostru și cam cum ar trebui să ne facem și treaba prin viață, după ce și păstrările în cer cetează să mai cânte, noi cu starea aia să mergem și la serviciu, și la tot timpul așa, cu liniște interioară. E uite, liniște asta este vindicătoare. Problema noastră constă că nu apucăm nici în pădure când mergem acea jumate de oră, o oră să stăm în liniște. Pentru că nu reușim mai mult de 15-20 de secunde. Eu am făcut experimentul ăsta nu o singură dată. Și asta e partea frumoasă a lucrurilor când o descoperi. Știi că câteodată descoperi așa câte o melodie, cu versuri, cu muzică, cu ritm, încât ai vrea să o audă și alții. Înțelegi foarte bine că dacă ar auzi-o și ar pătrunde-o și ar înțelege-o, băi, ceva s-ar schimba în ei numai pentru că au înțeles-o, numai pentru că au auzit-o. Și tu te străduiești, le legi muzica, o găsești, reglezi sunetul așa cum știi tu ca să audă cât mai natural în cameră, le dai drumul și le spui, băi, stați liniștiți, uite, așezați-vă, stați liniștiți, acum vreau să vă arăt ceva. E ceva dumnezeiesc, adică eu, m-am înțeles, eu, dacă înțelegeți chestia asta, voi ați făcut ceva cu voi. Să nu întâmplă Dacă nu înțelegeți chestia asta, așa vă trebuie, nu știu când îți vine, știi. Tu te pregătești spiritual, sufletești, știi, ca actorul care se produce pe el însuși. Acum nu când tu, când tu aparat, dar tu te pregătești pentru asta. Le pui melodia și te aștepți că ei să stă așa, știi, să o asculte. La unul se vină o, vin o lacrimă, la altul să nu, înghită în gol, îți pune un nod în gât sau ceva, știi. Și constați că după 20, nici 20 secunde nu trece, și și el nu ce, așa. Și doi se mai prefac în continuare că ascultă, dar mintea lor deja e în altă parte. Al treilea se preface că încă el le atent, dar din coașe vine să spună, ce dracu dată din gură, că mă deranjați nu știu ce Și îți dai seama că orice melodie durează 2 minute 40 maxim de secunde, 2 minute jumătate. Între 2 minute jumătate, 2 minute 40, cam atâtă durează orice melodie. Două minute jumătate nu sunt capabil să stăi în liniște, să asculti ceva, cam atât îți trebuie în două minute și ceva, ca în tine să înceapă să se întâmple, nu se întâmplă, să începe a întâmpla ceva. După mai departe trebuie să hrănești starea asta, să o duci mai departe. Dar gândește te că noi acum trăim în civilizație de 15 secunde. Da. TikTok-ul, n-ai reușit să-i dai în 15 secunde ceva, l-ai pierdut ce fel de oameni o să fie ăștia când îl duc în pădure, tră, tră, tră -tr și lui vine să facă următorul, nu mai cânt următorul, cucu, nu s-au cucu, dăm următorul, poate cu cucu poate nu știu de aia, dăm următorul, dăm următorul, nu -i. sau așa, în sus, în jos, la TikTok e de sus, e de jos, în, jos, în sus, așa, altul, 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 altul. Altu. Nu ai apucat să înțelegi trilul ăla de păsărică că tu deja vrei cucu, nu, ai apucat cucu să-l auzi bine că tu deja vrei, nu știu ce, cioara, vrei alții, știi? Varză, structura lor psihoemoțională e varză din punct de vedere, distrusă total. Rămânem în pădure, domnule Anatol Basarab. E putin, ca să rămânem în pădure, trebuie să învățăm a ne păstra în liniște maximum de timp posibil. Fiecare asta, e obligația fiecare asta, e munca ta cu tine, nu între tine și între noi, nu între tine și noi, nu între tine și Dumnezeu, nu între tine și ei, e între tine și tine. Știi? A învăța după o muncă zbuciumată, după un nerv, după o tensiune, să te așezi undeva, aia se numește meditație de multe ori. Numai că ceea ce fac ei nu-i totdeauna meditație. Adică faptul că te-ai pus în poziție lotus și pus degetele și așa și închis ochii și te prefaci ca să creadă ești la alți, arătându-le prin asta că tu e o poziție mai superioară și ești mai special decât ei, că tu faci meditație și ei nu, asta nu înseamnă că meditație o faci. Meditație e când apare liniște atât de mult, încât în interiorul tău nu apare nici măcar vocea ta interioară despre faptul că uite din. Așa, de exemplu. Uite, am un minut și încă n-am vorbit cu mine. Uh -huh. Cum a apărut asta în interior? Gata, s-a terminat, deja liniștea au dispărut. Adică să stai pur și simplu așa într-o liniște. Și să-ți concentrezi urechea, dacă nu spăserele, uite pur și simplu pe cum sună lumea. Uite, stai. Și lumea asta sună cumva acolo un sunet, acolo un sunet, acolo un sunet. Ele sunt ca și în pădure, ele vorbesc despre ceva. Dar numai că este au darul să te ducă cu ideea, cu gândul. Păsările nu te duc cu gândul. Aici dacă o bătut ciocanul, aha, cineva bate cu ciocanul. Deci mă duc cu gândul, bate cu ciocanul, gata, am trecut prin cap ideea că bate cu ciocanul. Liniștea s-a terminat. Deja e ciocan în cap. A păstrat liniște așa, e greu. Dar cine reușește 15 secunde, apoi 20 secunde, apoi un minut, Apoi două minute, apoi 2 minute 45, apoi 3, abia după asta, anterior, în începe ceva să se întâmple. Dacă reușești să stai 7 minute, în liniște totală, nu apare nici măcar gândul despre liniște, că au fost până acum liniște totală, liniște totală. Știi că ca la cardiogramă, la mor. Da. Și atât, niciun mică, cât de mic n-ar fi. Nici măcar ideea că până acum au fost, știi nu apare pe linie dreaptă nici măcar ideea că a fost linie dreaptă până acum, știi? Șapte minute, deja o să ne în stări pentru omul modern pe care el poate că nici nu știe să le gestioneze. Poate să sperie de atâta liniște. Dar dacă stai 14 minute, începi să te îndumnezești. Dacă ajungi la 21 de minute, tu deja dobândești în tine niște stări Că atunci când te apropii numai de un om și pui mâna pe el, nu știi să vezi, că nu știu de ce începe stremuri, nu știu, tu n-ai vrut să faci cu el niciun nimic, nici să-l tratezi, nici nimic, dar îți vezi că încep să sunt ceva, nu știu, știi? Și nu trebuie să, pentru a să faci asta, să, așa, e doameni, pe alți oameni, nu trebuie să faci de multe ori nimic. E suficient să înveți să sta 21 de minute, 3 ori câte 7. În liniște totală, după 21 de minute, liniște totală, când asta o să vii ușor pentru tine, una, nu ai reușit odată și gata, deci vine ușor, te apropii așa de oameni și vorbești cu ei și la tine cu mâna și începi să... Și că-ți posedați, că nu știu ce le-ai făcut, știi? Dar dacă în timp ce faci asta, te antrenezi, mai faci și post. Dar dacă mai faci și pauză fizică, uite așa, 20 de minute, liniște și în minte, liniște și în corp. Deci în corp nu o să fie liniște, că o să înceapă să-ți mâna, mâna o să spară tone. Da. Dar nu te miști nici fizic, stop fizic. Dar și stop emoțional, dar și stop mental. Păi dacă ai reușit 21 de minute, când noi suntem în pădure, o să fie una, una cu pădure. În liniște, iată, o să una cu pădure. Pur și simplu o să începi. Pare ciudat, dar o să începi a înțelege ce vorbesc cu pace. Da și o să începe a înțelege că copacii pot să vorbească și pentru tine și tu poți vorbi cu ei și pot vorbi cu tine. Altfel, tu ești așa un intrus nedorit, de multe ori și un dușman, în momentul când între pădure. Pentru că nu știi să o respecti și, nu. și uite, pare pădure, dar nu vă spun ce se întâmplă cu tăitorii de pădure. Nu care tăi tu copac, nu, tăitorii de pădure. Tai niște copaci, nu, niște lemne, nu? Da. E, dar nu vă spun câte se întâmplă în viața lor, pe urmă, cu copiilor, cu nivestele, cu soțiile, cu familiile. Nu, rămânem într-un da. tablou frumos. Rămânem într-un tablou frumos. Deși mi stăt, se pare foarte frumos. Natura se echilibrează, adică să apără pădurea de tăitor. E normal să se întâmple și asta e foarte frumos. Că și pădurea se apără de tăitor. Da, din păcate, uneori pare că e prea târziu. De cele mai multe ori îți dai seama că e deja prea târziu, dar se întâmplă și fenomene inclusiv care le numim târziu pentru viața noastră muritoare, vreau așa, să spun. Chiar și paranormalism sunt. Ei, uite, asta este foarte frumos. În poienița aia, dacă ne aflăm într-o lună care nu are R, da. mai, iunie, iulie, august, septembrie, R deja R este. Și știi te așezi așa încât să îmi înfingi coccisoșan în, în pământ. în pământ, în frunzele de anul trecut, așa, să-l și bine în pământ, așa, cocci, să-ți faci loc așa cu din așa. Și te afle, nu produci valuri în tine, ca liniște total, tu prin cocci să atunci o să atragi atâta energie în corpul tău, între ele a 21 de minute, de liniște, încât noi să atragi în tine energie din hrană pe tot restul anului. Adică oricât îi să mănânci tu vitamine și nu să ai din în tine atâta prană, cât îi să dobândești tu din pământ prin coc ce Numai să nu faci asta în lunile cu râcă, atunci o să fi exact invers. În 15 minute de stat cu fundul pe pământ, fără nimic de sub, fără care, să, care te izoleze de pământ, o să cheltui energie atâta că că o trebuie să trebuiască tratezi sau să suplinești lipsa de energie prin nu știu ce alte. Și vor apare o serie întreagă de boli. Iarna, de exemplu, în, în lunile cu da. Asta le știau frumos, le știau strămoșii noștri. În lunile cu nici nicio femeie nu se așează cu fundulețul ei pe pământ. Își deci pune ceva de sub. N-are ceva, îți dezbracă el de sacou și pune ei. Dar nu se așeze nici pe piatră, nici pe nimic sau pe pământ direct o scândură punem acolo, îți găsesc eu ceva, nu te așezi tu că îți pierzi energia ta și eu am nevoie de energia ta. Scopul tău este să te cu energie de la pământ cât mai multă, să o ridici din chakra 1 să mi-o dai mie și tot așa, știi? Da. Și așa e energia de la mine la tine, de la mine la tine, de la eu mine la tine, ca un șarpe pe care o oscilează până când mă duci în cer. Nu nevoie, nu te așezi cu fundulețul pe pământ într-o lună fără r. așa zice. Și înainte spune, nici berea, berea să bea numai în lunile fără r <laughs> adică mai, iunie, iulie, august. Septembrie nu mai bebere. La septembrie deja începem cu țuica. <laughs> Sau cu al cu vinul. Că de e septembrie. Adică chiar și lucrurile astea le știau. Și nu întâmplător. Adică nu sunt glume. Uite, știi, pune odată, că știi, până o dată că m-am aruncat chibritul. Pare că e așa o glumă. Dar am verificat. Nu e glumă deloc. Sunt o serie întreagă lucruri pe care nu știm să le explicăm și le trecem în sfera misticului, magicului sau paranormalului. Dar ei nu, ele au explicații, doar că noi n-am găsit-o încă. Da, sunt multe. Sunt foarte multe. Citești, Explicatii adică ei, pe care nu le-am găsit. Da, dacă am eu, 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 culeg astfel de lucruri, pe la, mai ales când mergi pe la țară, eu fiind vărsător mă înțeleg foarte bine cu bătrânii. Bătrânii mă adoră, mă iubesc, toate băbuțele oriunde mă, iubesc, mă trag de de, obraz, mă pupă, nu știu ce acolo. Mă înțeleg foarte bine, dar cu ocazia asta ei transmit lucrurile pe care nu mai au nici ei lucrurile transmite și au încredere să-mi trebuie să mie. Secretele statului, când e acolo, ce e acolo, unde au găsit ei mormânt acolo, nu știu ce, manifestări paranormale, unde au văzut ei, nu știu ce, acolo, fel de fel. toate mă rog, paranormale pentru că ei nu le puteau explica. Multe dintre ele și-au găsit explicații da, 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 da. pe parcurs. Păi da, dar pentru ei, că nu cunosc, rămâne da, la fel de, de paranormal și eu nu îi contrazic. Că asta Sigur. este o magie, doar că uh, încerc să înțeleg ce îmi spun, care este sensul, sensul fizic. lucrurilor da. respective, la ce poate fi de folos uh, și ce poate să fie doar așa un spăimântare, uh, care și-au avut un rol istoric, străbunii noștri, eu spus, băi, nu vă duceți după deal că acolo vă mâncă cineva. Dar de fapt după deal era un alt trib care au avut ei o înțelegere. Dacă veniți peste noi vă batem sau vă mâncăm și voi dacă veniți nu Și atunci ca să nu-ți duc acolo, popa sau înțeleptul satului a speriat. Băi, după deal nu vă duceți că acolo e ceva. Timpurile trecut, lucrurile s-au schimbat, trebuie plecat. Dar oamenii au rămas cu același lucru, nu te duce după deal. Ce preferați, muntele sau marea? Muntele, pentru că te aduce mai aproape de zei. Adică muntele mai mult linișteți de, decât marea. Marea te zbuce. marea e ca femeia, marea nu e stabilă. Acum e stabilă și ca oglinda după jumătate de oră cu valuri cât China și trebuie să te ții pe ele, trebuie să știi a face surfing, știi spune, altfel e tinghite. Muntele te urcă și tu trebuie să ai grijă numai să nu caz. De fapt, marea tot riscul ăsta are, tot ia de la suprafață, de la nivel, pământului și pericolul este să te ducă mai jos decât nivelul pământului, ceea ce nu ți-ai dorit. Muntele te urcă, riscul tău este să ajungi la nivelul pământului. Adică la nivelul apei, că dacă ai ajuns la nivelul apei te-ai distrus, adică nu e bine să cazi de pe munte, dar muntele te ajută și ducându-te sus de tot. Câteodată noaptea, liniștea este atât de mare acolo. Nu auzi sunete de mașini, nu auzi, știi, gălăgia asta orașului care chiar este și atunci când tot îți pare că n-auzi nimic, este un fel de zumzăit, orașul, chiar și atunci când e noapte. E acolo central, acolo ceva unde zumză orașul, din tot timpul este. Chiar și atunci când îți pare că urașul e liniște. E gândește -te, când te duci pe vârful muntelui undeva acolo, nici asta nu e. Pur și simplu, tu auzi uit un propriile tale urechi. Singurul lucru care îl auzi, tensiunea ta arterială o auzi. În principiu te auzi pe tine. Da, dacă îți auzi ești auzi tensiunea în stare ta arterială. să te da, da. Dacă tensiunea arterială e mare, ți uită mai mare. Dacă nu știi să te relaxezi așa, atunci faci o liniște atât de mare, încât unii oameni nu pot rezista. Și ce încep? După două minute jumătate încep să caute vorba. Și spui, băi, taci din gură, că unii să tăcem taci și uite-te la cer, uite-te la stele, uite-te la cer, ta taci. Stai așa puțin, să spere și auzi, da, nu știu ce, nu rezistă mai mult de două minute, două minute jumate în tăcere. Muntele îmi place mai mult. Dar marea ca femeia, marea e distractivă îmi place și marea când vreau să mă distrez s-a niște performanțe de cucerire a mării acum pe niște valuri e absolut fabulos Ceaikovski sau Rachmaninov? Ceaikovski, că e mai să spunem așa altă frecvență, pentru mine mai vie și mă duce mai departe adică atinge niște sensibilități lăsate așa disu minte, trec prin suflet și duc mai jos și știi cum e ca și clopoțelul care îl pornești și numai pe el ai pornit, celălalt clopoțel de lături care are aceeași lungime, începe să zumă singur fără să, sau fa sufle în strunele unei chitare și în, după ce ai suflat nu le-ai atins, observi că el încep să suni de la sine. Dar oricum, muzica clasică îmi place toată, pentru că toată are un anumit acordaj și se referă la anumite stări de spirit, dar de fapt se referă la anumite organe, se referă la anumite sisteme de organe, se referă la anumite condiții ale noastre interioare și dacă le cunoști toate lucrurile astea studiate în numer logic, poți să știi ce muzică anume, ce concert anume trebuie să asculți ca să te lese, ce știu acolo, problemele cu inima. După o anumită perioadă de timp, nu imediat, pentru că în spațiul ăsta e nevoie de timp și unii oameni n-au răbdarea și știi, ajung la concluzia asta că oamenii de astăzi uh, au ajuns ca în filmul la uite pastila la roșie sau acum uh, sau uh, roșii sau albastră, știi? Pentru că n-au răbdare, sunt de acord să facă. E străim oricum, dar dacă se întâmplă ce mi-i dăm -mi o pastilă, că eu fac, eu o beau și gata, nu există. Ca să te modifici, transformi pe tine în Sau chiar relația, avem nevoie de un timp. Unele lucruri se modifică rapid în timp, alte lucruri au nevoie de mai mult timp, Era alte lucruri au nevoie de șapte ani. Și tu trebuie să rezisti șapte ani ca să dispară orice celulă din tine care era cu șapte ani în urmă și să fie recompusă din celule cu totul noi care au început să înveți lucrurile odată cu tine mișcându-te pe calea ta șapte ani de zile. Șapte ani din Tibet, știi cum spune în filmă, nu întâmplător. Prin cu... Aici ai pornit cu celulele, toate celulele din tine erau verzi. Dar încet, încet este omorât și încet, încet au fost început să fie înlocuite cu fiolet, cu violet, cu fiolet. Aici când ai ajuns nu mai e nici celul celulă verde din tine, toate celulele sunt fiolet. Din tine, să spunem așa, uh, abstract vorbind. Dar tu când ai ajuns să fii compus din celule, fioletul ești altfel de om. Dar trebuie șapte ani. Ești o în Da, păi de cât șapte ani bă, lasă cum murim și așa, că toți suntem datori cu moartea. Mâncăm, bem cum o fi, trăim cum o fi, ne înjurăm cum o fi, că odată tot om nu-i important că odată îi muri. Că dacă mă fac fiulet, eu pot să mor mâine. Problema este că tu poți să duci 80 de ani. Și cum ai fost verde, tot verde ai murit. Păi asta nu înseamnă nimic. Treaba ta este să te pregătești pe tine însuți pentru noua etapă a ta de viață. La noua etapă de viață o pregătești aici. Adică tu aici faci tot posibilul ca data viitoare când o să vii să fie în a noua. Dar dacă tu vii tot în așa opta, tot în a opta, tot în a opta, atunci de fiecare dată venirea ta în a opta, o să fie din ce în ce mai crâncină, din ce în ce mai dureros. Apropo de culori, ne ziceți o culoare? Două culori sunt care îmi, îmi, plac. Verde și violet. Verdele are un impact asupra mea, asupra stărilor mele și asupra nivelului la care eu probabil mă plasez singur pe mine, fără ca eu să -mi... Viața mă plasează, și verdele în dă putere de creștere. Verdele, până la urmă, este o culoare asociată cu viața. Da. Iar violetul ajută să pătrund spații care sunt greu de pătruns mental. Și deci, din acele spații vii înapoi cu o înțelegere pe care nu o aveai înainte sau nu o aveai atât de bine structurată am observat că în verde nu mă îmbrac niciodată, n-am nicio haină Pe verde. Ce îmbrăcați în negru sau albastru da. cel da, mult? Da, n-am nicio haină verde, am îmbrăcat odată un tricou, adică mai de multe ori vara un tricou verde și îmi dă niște stări așa că parcă mă sunt copac cumva, știe? Adică <laughs> Dacă lumina trece prin... Lumina solară trece prin tricou respectiv și se luminează, adică de ce e verde? Pentru că tot verdele se respinge și tu de ea vezi. Adică urazele solare vin aici, culoarea verde nu este cea care se reflectă. Și uh -huh. tu o vezi. Toate celelalte le sunt absorbite. Da. Și atunci tu vezi numai verdele. Dar mie verdele trebuindu mi dacă îmbracă în verde și tot verdele se duce de la mine, adică așa, mie îmi lipsește. Și atunci nu vreau. Eu îmbrac mai bine negru pentru că am nevoie de toate culorile. <laughs> Iar negrul le absorbe pe toate, adică și, răs, și reflectă numai negru în afară. Uite, este, este și roșu, dar el este înghițit, este și galben, dar este înghițit și numai albastru, ăsta este reflectat în afară. Cum sună lumea lui Anatol Basarab? În momentul de față sună așa un fel de rock sălbatic, știi? Cu foarte puține uh, momente în încât toboșarul să mă odihnește, să nu și apare ceva așa puțin mai liric, puțin mai și după care iar. <gură> și eu vezi asta peste tot, pe la televizor, pe tot loc, tot e așa un rock să-l bate, tot imit tot felul de informații, tot felul de chestii, nimănui e de trebuie nicioasă, nimănui nu te ajută informația asta și într-un fel. Totul e o propagandă de jur împrejur. Fiecare face propagandă pentru ceva. Unii o fac mai bine, alții o fac mai rău. Înțelegi foarte bine de ce ăștia trebuie să facă propaganda, așa nume așa, de ce trebuie să facă invers, de ce trebuie să aibă încredere un Altul. deci trebuie să bat între ei tot timpul. Ok, le înțeleg. Mă uit la tot spectacolul dat, dar numai că nu-mi place, nu că nu-mi place, nu mă lăs. știi cum sunt? Dacă ai fost vreodată la vreun concert de asta, unde se adună foarte mulți, acolo pe scenă cântă ceva și ăștia din jos, din sală, sală, din... Deci mai jos de scenă, să împing între ei, să lovesc, să acolo. În principiu ai vă, e bine să nu prea fii pe acolo. Da, 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 da dar lor le place și ei asta fac, știi? Și să împing unii în alții, să sar unii peste alții, se... zici că se bat, dar ei nu intenționat, nu se bat. Și așa consideră ei că sunt, ce un fel de, nu știu cum să numesc, un fel de descărcare. Ei, mi îmi place să stau acolo undeva. Nici pe scenă, pe scenă, nici în sală. Nici în sală, ci așa undeva și se privești cum oamenii se duc pe ei însuși la nivel de mai maimuțe sau câteodată chiar la nivel de animal, simțind că asta lor le face bine. Îți dai seama cât în fericire și cât în nemulțumire în interior este că tu să te simți bine de la lovi pe alt om, îl împinge, îl sare, sară acolo unii peste alții. Nu se pare foarte ciudată manifestarea respectivă. Eu o înțeleg ca psiholog. Și ca om stau și mă gândesc, dar cum ai putut să ajungi așa? Asta adică ce viață duci tu de zi cu zi ca să te simți bine manifestându-te pe tine așa? Ca maimuța, ca sălbăticia, ca bețivul, ca turbatul, ca... Dar nu mai bine te-ai ca un zeu, ca un Dumnezeu, ca un ceva? Du-te în pădure, cunoaște puțin în liniște. Și pe să vezi că asta nu este muzică ce faci tu, ci e zgomot. Și zgomotul ăsta este daună totală. Acum eu n-am nimic cu curentele muzicale, că chiar dacă aș avea, ele tot o să existe. Dar eu înțeleg foarte bine că sunt curente muzicale care nu sunt fac niciodată, n-au făcut și nu se fac nimic altceva decât așa un fel de satanizare permanentă, masivă a mediului înconjurător, acolo unde se întâmplă. Și vezi că oamenii chiar așa se comportă, ca posedații, ca obsedații, ca nu știu ce. Și este alt tip de muzică care, să spunem așa, e muzica sferilor sau muzica cerurilor care au venit la om printr-un fel de inspirație. Îți dai seama, omul orb și îl scrie muzică, altul surd și îl scrie muzică. Da, asta Clasică. E... Și în același timp, muzica respectivă pur și simplu te încântă. Adică eu îmi dau seama că omul ăla are cum să scrie muzică fiind surd. Chiar dacă cunoaște... În... Se... E ca și întrebarea asta, de ce nu există mâncare pentru pisici cu gust de șoricei? Și cineva a spus că, bă, da, există, de unde știi tu că există? Poate a mâncat un șoricel și okay, știi să facă Ok, comparația. Și nici asta nu este în criteriu. Chiar dacă ai mâncat un șoricel, n-ai nicio dovadă că pisica gustă șoricelul la fel ca tine. Poate că n-are transmis, n-are neuroni, nu, n-are receptorii care ai tu. Da, da, Și poate că el prinde pe șoricel dulce, dar tu îl simți altfel. n -ai nici... Niciodată n-ai de unde să știi cum e gustul la pisici, dar cineva după da, există, eu am văzut mâncare de pisici cu gust de șoricei și tu nu știi tu cum e la șoricel. <laughs> pentru pisici. Pisica va spune, este gust de șuricel sau nu? adică înțeleg că muzica respectivă a fost scrisă prin acel om. Adică prin este revelatorie, lui s-a revelat. E, să dai seama, cum aude? Fiecare noi așa, ăștia care auzim... O orchestră... Exact. Noi care auzim, eu nu știu cum auzi tu vioara, aceeași vioara care o aud și eu. Poate la tine auzi puțin altfel. Da. Depinde de o serie întreagă de recepturi, de nu știu ce acolo. Prin ce filtre emoționale mai trece pe acolo. Dar cum aude surdu muzica în general și în același timp să o scrie. Știi? Și după aia cineva o cântă și el nu aude ce cântă. Eu nu pot să-mi explic așa de ceva decât un fel de Pur și s -o revelat și gata, dacă ei s-au revelat și eu ascult muzica respectivă, n-are cum să nu mă impacteze și mine, pentru că vine de undeva. Nu de undeva, ci de undeva. Și muzica muzică inspirată. Deci că omului s-a fost revelat sau s-a fost inspirat și el a făcut chestia asta. Bine, este și muzică ușoară, este și muzică populară, este și tot felul de... Astea, fiecare au rostul și sensul lor. Știe că vibrați la tot ce înseamnă muzică populară da, 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 și la păstrarea că... tradițiilor. Am încercat cumva să vă scot un pic din ceea ce știm noi despre din un șablon, noastră. asta e, da. știi, că părăsând un păcat, vei cuprinde altul. Așa și ce, părăsând un șablon, vei cuprinde altul, știi, pentru că subconștient, adică partea subiectivă a vieții noastre este tot un șablon din păcate și -a? e tot limitat. E tot un spațiu, e adevărat cu mult mai mare decât spațiul conștiinței, că acolo în cap toate viețile noastre interioare, adică știi cum e. Conștiința e ca o căsuță. A, cât este ea? Umple mai devreme, mai să mă tezi, mai mult nu mai încape și nu te mai duce capul. Dar căsuța cât de mic este, la subsol? Ai, are un subsol cât și o pivniță de încăput toate bagajele tale și toate jucările tale din toate viețile anterioare, știi? Când cobori, ți le găsești acolo și păpușile tale de lemn de șapte vieți în urmă și toți le găsești acolo. Nu-ți mai trebuie să le ai. Am fost tentată să vă întreb dacă ar fi să evadați într-o epocă istorică la care anume v-ați gândi, însă mi-am dat seama că mi-ați respinge rapid întrebarea, mm -hmm. fiindcă sunteți un om al uh, momentului în sensul de pledoarie pentru adaptarea uh, ființei umane la ceea ce trăiește. Și a mișcării lumii a mișcării, în viitor, da. dar în viitor însemnând cum de la simplu la compus, de la mic la mare, de la om către Dumnezeu, de la spini către ceruri din spini către ceruri, nu? E așa, pe, în aripile vântului, nu? Așa, da. din spin către ceruri. Dar dacă împingem lumea doar ca să meargă undeva înainte, mai bine stăm locului, că o să ajungem de la, ca și o drogație. Pornim de la o durere, fugim de durere respectivă, sau alții nu fug, alții aleargă către un viitor luminos, lumină de la capătul tunelului, și o să ajungem la o durere mai mare decât am pornit. Pentru că odată să vedem că lumina de la capătul tunelului, bancă trenul. Da. Dracul nu trebuie să ne mișcăm înainte. Nu mai bine stăteam și ne făceam de pe acum, văzând lumină de la capul Nilo, să ne facem ceva să ne acoperim când va trece trenul. Da. Știi că în viața umană sau societăților umane de foarte multe ori, nu viața omului în general, viața societăților umane și mișcarea lor, de foarte multe ori deține foarte multe lucruri extrem de stupide prostești de-a dreptul. Dar dacă oamenii au ales așa să meargă, așa să înțeleagă ei ceva, Dumnezeu nu are nicio treabă. Băi, vreți așa? pe păi, oricum aici o să ajungeți. Dar puteți să ajungeți cum v-am spus eu și atunci o să fiu ușor și eu vă aștept? Sau o să ajungeți așa cum ai dar tot aici o să ajungeți odată și odată. Numai că o să veniți dureroși, plini de vânătăi și o doamne, am ajuns. Bine ați venit, dar n-ați spus ce voi mai înainte, păi, dacă n-ați ascultat. Dar pe același fir, și tot pe aripile vântului așa de încheiere ca o imagine de final de film. Dacă ați închide ochii așa mm -hmm. gândindu-vă la un loc ideal pentru dumneavoastră mm -hmm. unde ne-am trezit în exercițiul nostru de imaginație astăzi? Dacă am închide ochii am tot și am trezit exact știi unde? Pe un vârf de munte de la care te uci să vezi următorul dar n ai ajuns acolo și acolo e doar o căbănuță. Și încă să respectiv e dilemă. Și încă să respectiv nu ai nimic altceva decât strict elementarul ce trebuie pentru viață. niște lumânări pe acolo, câteva lemne tăiate de alții înainte, că tu când vii acolo, să le folosești atunci când îți trebuiește și în timp să pui altele la loc când, când, când vor veni alții, ce, să e. folosească și ei. Ai acolo o oală în care poți fierbe ceva să-ți faci un ceai și atât. Și restul sunt nimeni, 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 știi? Unu, adică singur, maxim amândoi cei dincolo de doi deja strică, deja e gașcă, deja vin cu idei, deja se formează formă, cei patru deja e tradiție, deja e cinci deja de străbălare, cei șase dă într-o orgie, Atașamente. deja, <laughs> într-o șapte deja ne certăm, pe teorie și unul, maximum un doi. Și care e doi, indiferent cine, pentru mine indiferent cine, ori este un maestru al meu, ori este un cinic. E important să nu fim doi la fel. Că doi la fel se tensionează. E, bine să fie așa, știi, Că să nu te poți lovi mai tați din gură. El ție sau tu lui. Culcă te și doar Lasă vorba aia. Știi? ori e ori eu lui. Că așa. Dacă sunt amândoi la fel, nu te dus degeaba. Și asta de lipsește de foarte multe ori și lor le lipsește, dar le oare cum să zică. Foarte mulți dintre ei, bărbați și femei, au vrut să-i și unii s-au gândit într-o mănăstire, măcar pe o săptămână, undeva, An la rând, și n-au reușit. Nici astăzi n-au reușit. Unii dintre ei au vrut să mergă și eu odată cu prietenii, cu băieții, cu ăștia așa cum sunt, chiar dacă eu sunt ministru, cu bă, aia, bărbații aia de la țară, așa să mă duc eu la pescuit, dar uite așa și nu a ajuns nici la pescuitul ăla. La vânat, mă, mă duc și eu odată cu bărbați, așa la vânătoare, ne păi când eram profesor în universitar, apoi să văd că studenții, apoi nevasta mă nu mă lăsa, înainte nu mă lăsa mama, acum nu mă lasă nevasta, acum nu mă lasă statutul social, acum nu mă lasă poziția și cariera, nu știu, și așa la vânătoare sau la pescuit, așa nu mai fost. Ei, uite, eu, ca și ei, nu e evadare și nu-i fugă de întâlnirea cu mine însumi, dacă să o faci asta, să stai cu tine, eu nu mă cu mine ani dacă aș cu mine niciodată însumi. Din potrivă, ceilalți mai mult mă încurcă, nu mă ajută. Dar să stau cu mine, nu mă plictisesc niciodată. Dar lucrul ăsta poate fi făcut adevărat, și foarte puternic, numai în anumite condiții necesare și suficiente. Și uite, acolo, că nu s-aude nimic, un, în stânga, în dreapta, vezi munți și încolo vezi un munte și mai mare. Știi? Pe care, dacă vrei, să-l urci. Și ești înapoi la cabana. Dacă nu poți să stai acolo, dai liniște. Știi de ce? Pentru că când mai este un munte și mai mare, și aici este muntele pe care stau eu, acolo liniște e și mai mare. Și muntele alea formează așa un fel de, ca și cum te-ai fi într-o fântână, un scut, fântână, un scut da? și noaptea să văd și mai puternic stelele și tot ce se întâmplă acolo. E o conexiune foarte mare. Dacă ești într-un vârf de munte, chiar după care nu mai e nici nimic altceva mai înalt, acolo sunt mari, acolo energia e diferită. este vârful de energie, de munte, îți ia energiile, nu-ți dă energie, știi? Da, acolo poți să întâlnești cu Mahatma, de exemplu, Mahatma, dar o să pierzi foarte multă energie acolo. Nu fiecare este dispus, dar unde ești, pe un vârf de munte, dar undeva încolo, în orice în jurul tău, mai este unul mai înalt decât tine, cu 100, cu 200 de metri, cu un kilometru nu contează, mai înalt decât tine, acolo e zona ideală să te întâlnești cu tine însuți și să stai așa într-o protecție a naturii. Apropo, noi acolo când ne ducem, bărbații, ei se duc la întâlnire cu mama natură. Muntele parcă sună a el, dar și femeia are munte. Muntele lui Venus, muntele lui Lola, muntele lui Munțușor, totuși alea, le-aștepte ale naturii. Și în anumite zone, ca și în corpul femeii, în anumite zone, sunt mai erogene, spunem așa. Așa și în natură. Sunt niște zone în care, dacă te afli natura, cumva te simte mai bine. Și te vede mai bine și te simte mai bine, mai ales pe bărbat. Bărbații nebunesc nu unde e munte, unde sunt găuri. Uh -huh. Uite exemplu cum la Bitfia. Știți că este un crater de la. Da. Cu cât craterul e mai mare și mai adânc, cu atât bărbații pe o sferă acolo, tot mai multe probleme psihice au. Dar unde e un munte, acolo femeile nu o duc bine. În preajma munților, femeilor nu o duc, nu, nu o duc bine. Femeile o duc mai bine unde pișesc și la câmpie sau la mare, cu cât e mai mare muntele sau și el te află la tâmpa lui, așa, cu atât pentru femei nu e atât de bine. De ce, în general, femeile preferă marea și bărbații muntele? Bărbații muntele, da, și bărbații se feresc de goluri, uh -huh. așa, fântâni și goluri, peșteri, nu știu ce, cât o să mai adâncă. Dar la femei le place asta, știi, pentru că e mai aproape de natura lor energetică care vine de acolo și pentru ele vine binevoitoare. De-aia bărbații plecau din peșteră, că nu se simțeau bine, nu că trebuia obligatoriu să ducă la pescuit sau la vânat. Bine, și asta trebuie, dar nu se simt, că dacă stai mult, te nebunește. Dar femeia, ne cât mai mult stă în peștere, cu atât sunt mai bine. Pentru că energie pozitivă pentru ea acolo. Am tras cortina, domnule Anatol Basarab, ați mai și la un bis, da. <laughs> dar de data asta chiar încheiem aici și poate din când în când o să ne mai permitem câte o evadare aici pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România.